gândit să plece pe Moș și Vitec și pe o tehnologie foarte modernă. Și fac o paranteză, upgradabilă foarte ușor, adică pentru generațiile viitoare de camere sau de tehnologie se poate upgrada foarte ușor. Tot sistemul produce singur loguri de evenimente, adică la schimbul de tură dispecerea pe un suport pe un stick sau un suport pe un hard disk are tot timpul magazinat tot ce înseamnă evenimentul s-a întâmplat pe tura respectivă. E un sprijin real pentru poliția locală, o putem numi chiar o extensie a poliției locale din acest punct de vedere. Noi am pornit de la problematica legislației. De fapt, cu acel exemplu pe care l-am dat, în România e voie să angajeze un polițist la 1000 de locuitori. Considerăm că pentru orașul nostru, pentru siguranța locuitorilor, este insuficient acest număr și de aici am început să căutăm idei, să dezvoltăm și am venit cu această soluție. În primul rând, ne propunem să avem siguranță mai mare în școli, în grădinițe, în tot ceea ce înseamnă centre culturale și instituții publice în general, dar și locurile noastre publice, gen parcuri și altele. Cam câți vor fi? Deocamdată sunt aproximativ 30, dar în funcție de necesități, de nevoi, cu siguranță vom extinde. Nu sunteți limitate de gen? Nu, sub nicio formă, până la urmă, e o societate, un SRL. Vor colabora cu poliția locală? Cu siguranță, da. În cursul zilei de ieri a fost o ședință de Consiliu Local și a fost aprobat acel protocol între poliția locală și OVI Protect. Acest dispecerat este inima unei acțiuni de securitate care duce la micșorarea nivelului de infracționalitate în teritoriu. Deci, numărul optim, noi vrem să ajungem la minim 10 auto în teritoriul UAT-ului. Iar agenții, cu siguranță o să depășim numărul de 100. Vreau să menționez încă ceva foarte important. La momentul înființării societății s-a luat decizia ca majoritatea salariaților să fie din localitatea Ovidiu pentru a veni în sprijinul și reducerea nivelului de șomaj pe localitate. Se va apela pe numărul scurt de 0241959. Dispecerea va prelua apelul, da? Și în funcție de problema existentă în teren, va redirija apelul. Dacă este de competența Ovidiu Protectului sau a Poliției Comunitare, vor dirija apelul spre oamenii din teren plus Poliția Comunitară. Dacă nu, se va redirija numărul spre 112. Adică, se întâmplă un accident, da? Rutier. Cineva se sesizează pe numărul scurt din grabă, din... e o chestie umană. Sună pe 024959, da? Chiar dacă mai e cineva care a sunat acolo, la 112, în timpul accidentului, dispecerea sună și ea la rândul ei, are obligativitatea să dirigeze apelul mai departe către 112. De aici puteți vedea tot ce se întâmplă în oraș? Deocamdată nu, dar pe viitor va fi, cu siguranță vom vedea tot. Deci va avea toată zona orașului Ovidiu închisă de către camerele de supraveghere.